Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Georgiana, iar videoclipul de astăzi este un videoclip cu favorite, mai exact favoritele lunii decembrie. O să încep cu apă micelară, mai exact cu această apă micelară de la L'Oreal. Dacă mă urmăriți pe Snapchat, sunt sigură că ați văzut la un moment dat că am pus o poză cu această apă micelară. Mi-am cumpărat-o de la Carrefour și, sincer să fiu, un alt supermarket nu am văzut-o decât în Carrefour. Este o apă micelară cea mai scumpă decât cea de la Garnier, de exemplu. Cred că au costat undeva la 23 sau 24 de lei. Are tot 400 de mililitri. Este o apă micelară pentru pielea sensibilă și este pentru tenul normal spre mixt. Îmi place foarte mult această apă micelară. Chiar nu mă așteptam să-mi placă atât de tare. Îmi place mai mult decât cea de la Garnier, pot să spun chestia aceasta. Deși cea de la Garnier este foarte bună și face o treabă senzațională, aceasta mie îmi place ceva mai mult. Curăță foarte bine make-up-ul, mai ales make-up-ul ochilor. În ziua în care mi-am cumpărat-o, cum am ajuns acasă, am vrut să mă demachez și am vrut să mă demachez cu această apă micelară ca să o încerc și să văd cum este. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Face o treabă super bună, curăță make-up-ul așa cum trebuie. Un alt produs care mi-a plăcut foarte mult și, sincer să fiu, nu i-am dat absolut nicio șansă, pentru că experiența mea cu produsele de genul acesta a fost destul de neplăcută și de fiecare dată am ajuns la concluzia că am dat banii aiurea pe produse care nu funcționează. Este vorba despre acești plasturi de la Seven Heaven pentru extragerea punctelor negre. Acest ambalaj este gol pentru că am folosit plasturii. Pusesem acest ambalaj în sacoșa cu Empties, dar am zis că nu, o să pun în favorite pentru că până la Empties mai este și vreau să vă vorbesc neapărat despre ei, despre acest plasturi. Acest ambalaj conține 3 plasturi, sunt ambalați individual plasturii. I-am folosit pe toți 3 în această lună. Sincer să fiu, prima dată când am folosit acest produs nu m-a impresionat și nu mi s-a părut că ar funcționa. Dar a doua și a treia oară mi-am dat seama că într-adevăr funcționează și am văzut pe plasture, după ce l-am luat de pe față, de pe nas, am văzut efectiv acolo în el lipite punctele negre. Acești plasturi au funcționat cel mai bine după o baie fierbinte, pentru că aveam porii deschiși și au extras foarte, foarte bine punctele negre. Deși ei ne recomandă că înainte de utilizare să ne spălăm fața foarte bine și să lăsăm zona nasului ușor umedă, eu vă recomand să-i folosiți după ce ați făcut o baie fierbinte și știți că porii sunt destul de deschiși, să umeziți un pic zona nasului și să aplicați un plasture din acesta. Un alt produs care a funcționat foarte bine pentru mine în această perioadă, pentru că am avut probleme cu unghiile, le-am avut foarte moi și mi s-au rupt, chiar mi s-au rupt din carne la un moment dat și le tăiam foarte, foarte scurt, pentru că dacă le lăsăm un pic să crească, se rupeau imediat. Și produsul despre care este vorba este acest tratament de la Avon 5 in 1. Vi l-am arătat, cred, într-un haul și v-am spus că am probleme cu unghiile, toată toamna am avut probleme cu unghiile. Am căutat ceva care să funcționeze, care să-mi interesească un pic unghia și acest produs care a funcționat pentru mine, așa arată și sticluța. De când mi l-am cumpărat, l-am tot folosit și, într-adevăr, rezultatele se văd. Îl am și acum pe unghii, îl folosesc și sub lacul colorat. Se aplică foarte frumos o joapă peste acest tratament, nu sunt probleme. Am avut zile în care am stat doar cu acest tratament pe unghii și l-am reaplicat la câteva zile. L-am și acum pe unghii și am unghiile destul de crescute, eu de obicei mi le țin destul de mici, dar le-am lăsat să crească pentru a vedea dacă unghiile mele sunt fragile, dacă se rup, dacă se exfoliază. Nu mai am această problemă, deci chiar a funcționat acest tratament pentru unghii. Vă recomand să-l încercați dacă aveți probleme cu unghiile, dacă le aveți fragile și nu ați găsit ceva care să funcționeze. Vă recomand să încercați acest tratament de la Avon. Un alt produs care a intrat în favorite și a intrat în favoritele mele de ceva vreme, dar nu vi l-am arătat până acum pentru că, sincer să fiu, nu mi l-am cumpărat din magazine, nu mi l-am cumpărat de pe vreun site, să vă spun imediat de unde l-am luat. Este vorba despre acest primer, este un primer de la L'Oreal, Nude Magic Blur Cream se numește. Este un primer asemănător cu cel de la Benefit Professional, deși aici pe etichetă ei spun că este un fond de ten, nu este un fond de ten, este un primer. Se poate folosi ca atare, se poate folosi pe sub fondul de ten, eu l-am folosit pe sub fondul de ten și într-adevăr diminuează aspectul porilor dilatați, arată foarte bine zona aceasta unde eu am porii destul de dilatați în general. Arată foarte bine, fondul de ten rezistă și el mai bine mi se pare. Îmi place foarte mult acest produs, mi l-am cumpărat dintr-un duty free. Dacă vă aduceți aminte, acum ceva vreme prin toamnă am făcut un vlog, am fost la mare și am ajuns până în Vama Veche. În Vama Veche, la granița cu Bulgaria, este un magazin cu cosmetice, cu diverse, un duty free. Acolo am găsit acest produs și de acolo mi l-am cumpărat.
L-am căutat prin magazine, l-am căutat pe diverse site-uri pentru că am vrut să vă vorbesc despre el, dar să vă pot lăsa și o adresă unde să-l găsiți. Am văzut produsul acesta și în vară când am fost plecată pentru câteva zile în Bulgaria. L-am văzut în același duty free, dar nu i-am dat prea mare importanță, văzând că este asemănător ca textură cu cel de la Benefit. Am zis că s-ar putea să fie același lucru, s-ar putea să nu-mi placă și nu vreau să dau banii pe el. Dar v-a rămas cumva gândul la acest produs și a doua oară când am ajuns am zis gata, mi-l cumpăr pentru că mi-a stat gândul numai la el, vreau să-l încerc. Și nu-mi pare rău pentru că într-adevăr este mult mai bun decât cel de la Benefit, cel puțin pentru mine, a funcționat mult mai bine. Oricum, vă recomand acest primer să-l încercați, promit că o să-l mai caut pe site-uri și dacă îl găsesc pe vreun site care face livrări și în România sau pe vreun site românesc, o să găsiți în bara cu descriere link către produsul acesta și oricum către toate produsele pe care vi le prezint în bara cu descriere, o să vă las linkuri. Un alt produs despre care vreau să vă vorbesc, care îmi place foarte, foarte mult și sunt extrem de încântată de alegerea pe care am făcut-o, este acest ruj de la Boysenberry's All Day Matte. Eu îl am în nuanța numărul 13 Fetish, îl am și pe buze astăzi. V-am arătat acest ruj în unboxing-ul de Black Friday. Este foarte bun acest ruj, are o formulă senzațională, chiar îmi place foarte mult, rezistă pe buze destul de bine, are o acoperire bună, culoarea este saturată, nu este nevoie să aplici 7000 de straturi ca să obții o culoare uniformă pe buze, arată bine pe parcursul zilei, chiar dacă mănânci, chiar dacă bei, nu lasă urme pe cana de cafea, pe ceașcă, pe pahar. Este un produs bun, îmi place foarte mult, cu adevărat își merită faima, își merită banii, își merită tot ce vreți voi. Îmi place foarte mult acest produs și de-a lungul timpului am încercat ceva rujuri lichide cu formulă mată și pot să spun că acesta este unul dintre preferatele mele. Singurul meu regret, între ghilimele, este faptul că nu îl găsesc în magazine, trebuie neapărat să-l comand. Nu mă deranjează neapărat că trebuie să fac o comandă online, mă deranjează faptul că nu pot testa produsul înainte de a-l achiziționa și nu văd efectiv culoarea, cum arată pe mine și pe pielea mea. Pentru că uneori se întâmplă culoarea să nu se potrivească cu ceea ce am văzut eu pe site. Acesta, spre fericire, s-a potrivit foarte bine cu ce mă așteptam eu să fie. Îmi place mult produsul, dacă aveți ocazia să vă comandați și rujuri de la Boysenberry's sau să le testați pe undeva, să vi le achiziționați, nu ezitați pentru că, într-adevăr, sunt produse foarte bune, și merită banii, sunt rezistente, tot ce vreți de la un ruj lichid cu formulă mată, aveți în acest produs. Un alt ruj pe care trebuie să-l includ în favorite, pentru că mie chiar mi-a plăcut foarte mult și m-am simțit foarte, foarte bine cu el pe buze, este acest ruj de la Rimmel London. Este o colecție nouă. Sunt rujurile The Only One Lipstick, dar formula mată. Eu l-am pe cele nuanța 610. Este un nude rosé. O să vă fac și un mic swatch la acesta, pentru că neavându-l pe buze, trebuie să vă fac și un swatch. Cam așa arată culoarea. Este destul de plăcută culoarea și îmi place foarte mult. Este confortabil pe buze, arată bine pe parcursul zilei, este destul de rezistent. Se transferă, nu este rezistent la transfer, se transferă totuși, dar rămâne pe buze, nu se curăță de tot. Îmi place formula acestui ruj. Eu am fost încântată de produs, a ajuns și favorite și când nu am purtat rujul de la Boysenberry's, cu siguranță l-am purtat pe acesta. Îmi place foarte mult formula, se comportă bine pe parcursul zilei, nu mi-a uscat buzele absolut deloc și vreau să spun că nici cel de la Boysenberry's nu mi-a uscat buzele, deci după ce îl port o zi întreagă, buzele mele se prezintă destul de bine. Da, acestea sunt rujurile care mi-au plăcut foarte mult în această lună. Trec mai departe la un alt produs. Este vorba despre acest concealer de la Too Faced, Born This Way. Știți că am fondul de ten din aceeași gamă și îmi place foarte mult fondul de ten. M-am decis să încerc și concealerul pentru că cam așa arată sticluța lui. Pentru că știți, dacă ați urmărit alte videoclipuri de ale mele, v-am spus că am pielea din jurul ochilor destul de uscată, deshidratată și că am nevoie de un concealer care pe parcursul zilei să arate bine și nu să-mi evidențieze problemele și din contră să mențină nivelul de hidratare al pielii. Să nu se strângă în zona ridurilor fine și care să aibă și oarecare putere de acoperire. Acesta, pentru mine, momentan, chiar întrunește toate condițiile pentru a fi un concealer favorit și pentru a fi concealerul meu preferat. Am încercat și alte concealere, după cum ați văzut în videoclipuri anterioare, am menționat și alte produse. Pe acesta, cred că este pentru prima dată când îl menționez într-un videoclip și pentru prima dată când mă vorbesc despre el. Dar asta pentru că, fiind un produs mai scump, am vrut să-l testez cu adevărat, să văd că într-adevăr este bun și că într-adevăr îmi place și că face ceea ce trebuie să facă și ceea ce promite, ca să vi-l pot recomanda din toată inima și să fiu sigură că este un produs așa cum trebuie. Este un produs mai scump, dar face o treabă destul de bună.
Menține nivelul de hidratare al pielii din zona ochilor, pe parcursul zilei arată foarte bine, nu se strânge în zona ridurilor fine, nu se separă pe față, este un produs care mie îmi place foarte mult. Și îl folosesc de ceva vreme, cred că de cam 2 luni îl folosesc. În paralel cu el am folosit și alte concealere, dar acesta a ieșit până la urmă învingător, dacă pot să spun așa, și acesta este favoritul meu momentan, cel puțin. Și ultimul favorit al lunii decembrie ar fi noul album al lui Lady Gaga, Joanne. Ascult de ceva vreme acest album și, sinceră să fiu, ajuns să-mi placă foarte, foarte mult. O să vă las pe ecran undeva poză cu CD-ul și în barea cu descrieri un playlist cu toate melodiile din acest CD. Dacă vreți să-l ascultați, dacă nu l-ați ascultat încă, îmi place chiar foarte mult. Este ceva diferit față de ceea ce a cântat ea până acum și de față de albumele pe care le-a scos până în momentul de față. Și chiar îmi place mult, vă recomand să-l ascultați, este un pic altfel de muzica, dar sper să fie pe placul vostru. Cam acestea au fost produsele favorite din decembrie. Dacă ar fi să aleg momentul favorit al lunii, sincer să fiu, nu pot să aleg un moment favorit al lunii. Toată luna decembrie este o lună specială, este o lună cu o emoție aparte pentru că vin sărbătorile și împodobirea bradului, goana după cadouri, colindele, toate reprezintă un moment favorit, dacă pot să spun așa. Toate au fost favoritele mele și toată luna decembrie este altfel, este diferită, este specială față de celelalte luni din an. Din păcate am și un produs care m-a dezamăgit, l-am tot încercat, i-am dat diverse șanse să văd dacă funcționează, dar nu funcționează, nu sunt mulțumită de el. Este acest ruj de la Milani, este din gama Amore Matte, este rujul lor lichid cu finish mat, îl am în nuanța 12 Loft. Este un ruj care arată foarte bine pe buze, culoarea este foarte frumoasă. Din păcate, formula nu îmi place. După câteva ore se curăță urât, se usucă foarte tare, se duce de pe buze. Nu-mi place formula lui absolut deloc. Este un ruj pe care pot să-l port doar 2-3 ore maxim, după care începe să se curețe și să arate urât pe buzele mele. L-am purtat prin vloguri și am încercat pe acolo să vă mai vorbesc un pic despre el. L-am tot testat, dar am ajuns la concluzia că nu-mi place formula. Ar funcționa ceva mai bine dacă aș aplica peste el un balsam, dar nu știu ce balsam ar funcționa neapărat cu acest produs. Și, sinceră să fiu, sunt dezamăgită de formula lui, din păcate pentru culoare, pentru că culoarea este superbă, arată foarte bine și l-am folosit în tutorialul pe care l-am făcut cu machiaj festiv și ați văzut că este o culoare cu adevărat superbă și se aplică foarte frumos, este destul de opac rujul, dar formula sa nu este ceea ce trebuie, din păcate. Repet, s-ar putea să fie problemă doar cu acest ruj, doar cu această nuanță, nu cu toate. S-ar putea o parte dintre voi să aveți aceste rujuri în alte nuanțe și pentru voi să fie ok. Eu sunt dezamăgită de el. O să continui să-l folosesc oarecum și poate găsesc până la urmă un balsam pe care să-l aplic peste acest ruj. Pentru că s-ar putea totuși, din cauza faptului că se usucă pe parcursul zilei foarte, foarte tare pe buzele mele, din acea cauză să se curețe. Cam asta ar fi cu acest ruj de la Milani. Dacă ați urmărit vlogurile, sunt sigură că nu este nicio surpriză că l-ați văzut aici și ați văzut că am fost dezamăgită și când vi l-am arătat în unboxing de Black Friday. Cam asta ar fi cu acest ruj. Acesta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut. Vreau să-mi spuneți în zona de comentarii, în luna decembrie, care au fost produsele voastre favorite, dacă ați încercat ceva nou sau dacă v-a atras ceva atenția, dacă ați folosit din produsele pe care eu aici vi le-am arătat și sunt sigură că ați încercat măcar unul dintre ele. Vreau să spuneți impresia voastră în zona de comentarii. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share, să vă abonați canalului meu de YouTube în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă puteți găsi pe toate canalele social media cu ID-ul și KingQuest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!